O copie după una dintre cele 7 icoane făcătoare de minuni găzduite de o mănăstire de la Muntele Athos, află în Biserica Ortodoxă Sfinții Apostol Petru și Pavel din Baia Mare. Icoana cu chipul Maicii Domnului, care îl ține în brațe pe pruncul Iisus, a fost donată de medicul cardiolog Călin Pop din Baia Mare, lăcașului de cult. Părintele Cristian Ștefan, consilier cultural al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cunoaște întreaga istorie a acestei icoane. După ce a fost pictată ca și copie, ea a stat 40 de zile la rugăciune acolo, la mănăstirea Vatoped, după care am fost chemați și să o aducem în biserica noastră. Istoria ei este una foarte frumoasă. Această icoană, făcătoare de minuni de la mănăstirea Vatoped, era așezată în afara bisericii, pe peretele drept cum intri în biserică. Și de obicei, în fiecare dimineață, după slujbă, se adunau călugării în fața părintelui Stares, care le dădea ascultările pentru ziua respectivă. Ceea ce se întâmpla în mod miraculos s-a întâmplat în secolul al XIII-lea, când mănăstirea era asediată de către pirați. Și Maica Domnului le-a spus atunci, le-a transmis semn din icoană să nu deschidă ușile mănăstirii, pentru că vor fi omorâți și prădați. Și unii dintre ei n-au avut credința puternică să o asculte. Și la acel moment vedem aici în icoană mâna pruncului Dumnezeu, care i se dusă la gura Maicii Domnului, cumva oprind-o să nu le transmită, pentru că ei nu merită să afle acest lucru datorită păcatelor lor. Totuși ea a insistat, ei au ascultat apoi de această povață a ei și au scăpat mănăstirea de a fi prădată, și inclusiv și viața călugărilor din acea vreme. De aceea ea este considerată icoană făcătoare de minuni și mai mult este încă o dovadă în plus că rugăciunile ei în fața pruncului Dumnezeu, Fiului Său, sunt ascultate pentru noi oamenii. De aceea noi ne bucurăm că avem în biserica noastră, chiar dacă este copie, dar a fost sfințită acolo la Sfântul Munte Athos, ea este numită Maica Domnului Paramitia, care înseamnă în limba română Maica Domnului Mângâietoare. Și să știți că aduce atâta mângâiere credincioșilor și de aceea o iubesc credincioșii noștri și aproape că nu există credincios să intre în biserică și să nu treacă să se închine la această sfântă icoană. Creștinii ar trebui să acorde mai mult timp rugăciunii în această perioadă de post, în întâmpinarea sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și a sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, consideră preoții. Cei 12 apostoli trebuie priviți ca o instituție. Deci ei au existat, și iar după ce ultimul apostol a plecat din această lume pământească, fiind vorba de Sfântul Evanghelist și Apostol Ioan, n-a mai existat această categorie a apostolilor, ci celelalte pe care le-am amintit. Și ei sunt atât de importanți, Sfinții Apostol Petru și Pavel, încât încă din vremea activităților au existat dispute care sunt mai importanți pentru biserica creștină. Sfântul Apostol Petru, care se știa că era un fel de întâi între apostoli, sau Sfântul Apostol Pavel, cel care a răspândit credința în Hristos în cele trei călătorii misionare la popoare. Fiecare a avut rostul lui, fiecare a avut mesajul lui, fiecare a avut porunca dumnezească de a duce mai departe credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Biserica, ca de obicei în înțelepciunea sa, a hotărât ca ei să fie prăzduiți împreună, pentru că au și murit la o dată comună, data de 29 iunie, în vremea împăratului Nero, când s-a declanșat prima persecuție generală împotriva creștinilor. Iată, biserica îi prăznuiește împreună, nu există unul mai mare decât celălalt, ci rangul acesta al apostoliei este egal pentru toți. Iată că acest post vine acum cu importanța sa atât trupească cât și sufletească, dar ce este important de reținut, că este și ca perioadă mai scurt,
și din punct de vedere al asprimilui, este cel mai lejer post. Pentru că nu numai în sărbătoarea care o prindem în această perioadă, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele, este dezlegare la pește și vin, ci în fiecare sâmbătă și duminică avem dezlegare la pește și vin. Mai ales știind faptul că în postul Paștelui avem în cele 7 săptămâni doar 2 zile de astfel de dezlegări. Buna vestire și Duminica Florilor.